Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog Social. Iată, ne ajung și în noul an, un an plin, sperăm noi, de evenimente care își vor lăsa adânca amprenta în mișcarea sindicală din Republica Moldova. Am promis în ediția trecută că revenim la discuția noastră privind retrospectiva evenimentelor sindicale care au avut loc în Republica Moldova. Domnule Oleg Budza, bine ați revenit la noi în studio. Bine, bine. Continuăm discuția noastră pe o notă mai optimistă. În acest an a fost lansată în premieră volumul Istoria Sindicatelor. Ce se conține în acest volum și de ce a fost necesară tipărirea acestui volum? Noi am discutat cu colegii, cu președinții, cu colegii mei de sindicat de ramură, cu organizația veteranilor, cu domnul Ieremei și cu tot cei care au activat o durată lungă în cadrul sindicatului și am spus că ar fi bine să fie cunoscută mai bine pentru cei care vin după noi, dar cum s-au format, cum au activat, au fost diferite perioade. Și în perioada sovietică, sindicatele au fost destul de puternice, au format patrimoniul, sanatoriile, diferite relații, întrecere socialiste. Și noi considerăm că scriitorul domnul Anton Morare au descris în deplină măsură evenimentele care s-au încadrat în istoria, care mai bine de 100 de ani deja au sindicatele de Republica Moldova. Inclusiv și istoria când sindicatele au fost într-un divorț, dar pe urmă ne-am unit și noi considerăm că cartea a reușit. Sunt anumite file din istorie care îți aduce aminte cu drag de oamenii care deja și-au plecat din viață, dar au fost evenimente importante pentru fiecare de noi care muncim în organizația dată. Ați menționat de patrimoniu și în acest an s-a investit în patrimoniul sindicatelor. Vorbim despre taberele pentru copii, sanatorii. Ce se prevede pentru anul în curs și ce ne s-a gândim, făcut da, în ne etapa gândim actuală? Că anul, practic, 2014 a fost destul de rezultativ pentru că și sanatoriul Bucurie s-au investit bani, s-au făcut reparația și la termoficare și la bazinele și în sală sportivă și la pierele Nistrului s-au dat exploatarea și bazinul și teren și așa, teren de vară care a fost alocată sursă mai bine de vreo 10 milioane pe parcursul anului în sanatoriul Cagul, în sanatoriul Călăraș, la Institutul Muncii. Deci patrimoniul noi dezvoltăm, noi considerăm că trebuie să creăm condițiile normale pentru odihnă copiilor și oamenilor în vârstă și vreau să mă bucur cu informația care unii colegi poate nu o cunosc. Astăzi sanatoriul Codru practic este aprovizionat 85% din inițiativa proprie cu oamenii procură foile și vin în sanatoriu, nu numai din Casa Națională de Sigurare Sociale. Cahulul tot undeva 70%, Bucurie 50%. Deci avem rând să fie în camping, în Pierile Nistrului. Bazele noastre sunt solicitate și noi considerăm că depunem eforturi pentru viitorul, pentru sănătatea oamenilor. Mai mult decât atât, lucrăm și cu Compania Națională de Asigurare Medicină, cu domnul Buga. Deja este în proiect inclus, vom vedea cum vor decurge negocierile, privind alocarea la nivel de 20 de milioane de lei din sursele CNAM-ului pentru procurarea foilor la membrii sindicat care muncesc în condițiile grele și nocive. În anul 2013, cu un an practic în urmă, a fost deschis și centrul medical în cadrul Institutului Muncii, iar în anul 2014 a luat un avânt. Salariații au început să fie receptivi și să apeleze la serviciile centrului. La ce etapă suntem acum? În primul rând, pe noi, știți cum, ne pune pe gânduri poziția europeană care spune că sănătatea omului trebuie să fie pe prim plan. Restul discutați cu salariile, cu actele normative, cu tot ce, dar dacă el va fi sănătos, nevătămat, la locul de muncă, a să fie bine. Cu părere de rău, în ultima perioadă nu s-a observat ca oamenii să aibă grijă de sănătate proprie. Și noi, după ce a fost deschis centrul medical cu domnul Valeriu Ursu în frunte, un om foarte amabil, care oamenii îl respectă și îl stimează pentru că este un medic performant, în al doilea rând, noi am procurat și un utilaj contemporan care se numește Holter pentru controlul inimii. Deja este un rând care se stabilesc și așa în rând și oamenii primesc informațiile acestea. Este un lucru bun pentru că lucrăm și Compania Națională de Asigurare Medicină, la nivel de 400.000 noi primim și 25% din tarifele oamenii achită
este foarte solicitat. Din raioanele vin, îndreptare de la medic, chiar și medicii de la Medparc au venit la noi la consultare, pentru că avem un utilaj cu son 300 ultrasonografic foarte contemporan. Revenind de la acea notă optimistă de care anunțam la începutul ediției noastre, în acest an Institutul Muncii al Sindicatelor a rotunjit o frumoasă vârstă de 50 de ani. Știm că el are un scop bine definit. Institutul să devină un centru regional de educație și deja sunt făcuți primii pași în acest sens. Spuneți-ne dacă își va atinge acest scop și cam în cât timp putem vorbi despre acesta. 50 de ani deja este o vârstă onorabilă și a fost subliniat acest moment și cu colegii din alte țări care au venit, colegii din România, Rusia, Ucraina, din țările europene, din ITUC. Este un institut care noi investim și speranțele și chiar și sursele financiare, pentru că în regiunile acestea nu prea au rămas institutele muncii la sindicate, dar noi o dezvoltăm și dacă vedeți și prin oficiu, prin țările CSI, vin oamenii, studenți, zicem așa, lideri de sindicat, Kazahstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, din Ucraina, Georgia și cu Azerbaijan, acum negociem. Și sunt foarte satisfăcuți pentru că noi ne bucurăm de calitatea înaltă a formatorilor, care avem la număr de vreo 80 de persoane care sunt la nivel național și deja și internațional, dar mai mult decât atât ne gândim că ar fi bine ca Institutul Muncii din Moldova să intre rețeaua internațională, pentru că în țările CSI este recunoscut, dar rețeaua internațională a Institutului Muncii din Europa ar fi bine să aderăm și acolo. Și avem unele propuneri să organizăm, de pildă, școala de vară, de regiune balcanică și țările europene, dar trebuie să cunoaștem mai profund limbi străine, franceză, engleză, etc. Ați vorbit despre acest aspect și la întrevederea care a avut loc curent cu directorul Institutului Global al Muncii, Dan Galin. Da, a venit domnul Dan Galin, un om cu experiență enormă, s-a bucurat de unele succese și a văzut la fața locului, el cunoștea ce au fost vreo 5-6 ani și au văzut că după investițiile masive, Institutul Muncii devine o instituție performantă și deja el ne-a asigurat că o să avem succes, să ne adresăm la Institutul Global și ca o filială a Institutul Global, Institutul Muncii, care este și în Manchester și în alte țări, sperăm că va fi și Institutul Muncii din Chișinău. Institutul Muncii din Chișinău, foarte frumos sună, dar mai frumos sună când îi spunem că acolo este locul unde se sorb, practic, toate cunoștințele în materie de sindicalism. Anul trecut, Institutul Muncii a fost gazda, dar de fapt și anul acesta este gazda celui de-al treilea pilot al școlii sindicale din Moldova. Promite continuitatea acest proiect, domnule președinte? Da, noi cu școala sindicală din Moldova colaborăm cu austriaci, acum a fost o grupă de 4 persoane în Austria, în orașul Linz, cu Zepp Schweizer, noi am discutat încă o dată, avem acum a treia grupă foarte puternică și cele două grupe tot care au absolvit, unii treabă, dar unde va fi implementate cunoștințele? Eu vă spun încă o dată, deja oamenii care 2 ani de zile au frecventat după așa, serviciu, în timp de sâmbătă și duminică, deja sunt pregătiți pentru activitate în sindicate. Sunt tineri, sunt competenți și iată acum, spre sfârșitul anului, noi să formăm o asociație a absolvenților a școlii sindicale să țină între dânșii legătură, să comunică, să fie făcute diferite așa, schimb de experiență, pentru că tineretul care a absolvit, eu vă spun că sunt foarte activ și asta este o bucurie confederație, pentru că avem tinerii foarte competenți în mișcarea sindicală. Deci ne putem aștepta, lesne, și la cel corect. De-al patrulea pilot. Corect, și de-al, da. Cel de-al cincilea, de ce nu? Va fi. Dacă în Austria 40 de ani deja activează, de ce Moldova sună fi? Este binevenită și eu am avut un scepticism pentru că poate nu va frecventa. Au venit, au fost activ și mă bucur de tinerii care au absolvit școala sindicală din Moldova. Deși orele se țin seara. Seara și duminică și sâmbătă și sunt bineveniți pentru că sunt și coach, antrenori din Austria și ai noștri și primesc foarte bine. Deja se lărgește vizorul, știu a discuta cu auditoriu, știu a propune diferite idei. Deci este o școală contemporană. Muzica.
Școala Sindicală din Moldova, aflată la cea de-a treia promoție, a inclus în programul de predare o serie de teme mai puțin obișnuite, menite să extindă aria de cunoștință a viitorilor absolvenți. Una dintre ele este axată pe familiarizarea acestora cu practica jurnalistică. Astfel, reprezentanții Departamentului Informațional al Sindicatelor le-a explicat de curând cursanților ce este un comunicat de presă, caracteristicile acestuia, dar și interviul ca gen al presei. Cei prezenți la ore s-au arătat interesați de tematica respectivă, deoarece, spun ei, conexiunea cu jurnaliștii este foarte importantă pentru un lider veritabil, dar și pentru un simplu membru de sindicat. Menționăm că proiectul Școala Sindicală din Moldova este finanțat de CNSM în cooperare cu Confederația Sindicatelor din Austria, Agenția pentru Dezvoltare Austriacă, și se desfășoară după modelul austriac al școlii sindicale. Obiectivul de bază al proiectului este consolidarea membrilor de sindicat la întreprinderi, dezvoltarea competențelor funcționale, sociale și profesionale ale cadrelor sindicale. Probabil cea mai recentă reuniune pe care ați avut-o a fost cu șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola. Continuă, domnule președinte, țara noastră, vectorul european, și care au fost problemele care au fost înaintate de către sindicate în fața delegatului european? Înțelegeți, desigur că sunt anumite semne de întrebări după alegeri și rezultatele alegerilor. Noi ne gândim că totuși vectorul european trebuie să fie păstrat, dar și domnul ambasador Pirche Tapiola, care tot este dintr-o familie sindicală, pentru că tatăl a lucrat o perioadă destul de lungă în sindicate și la OIM în Geneva, a spus și a comunicat cu noi destul de sincer, pentru că a spus că noi trebuie să comunicăm mai des. Eu am nevoie de un mesaj care să-i primiți din partea mea cu ce noi dorim să hotărâm, în ce sens noi vrem să hotărâm probleme în Moldova. Sindicatele sunt o parte componentă a societății civile și trebuie să fie auziți în societate. Vom avea în luna ianuarie încă o întrunire mai largă cu activul sindical, cu tineretul, cu femeile în cadrul Comitetului Confederal al Institutului Muncii. Dar și au fost luate în vedere unele obiecții care au amenințat cu privire la sistemul de impozitare, cu privire la economie informală, cu privire la comunicare cu factorii de decizie, și noi sperăm că întrunirea acestea cu reprezentantul instanței cele mai înalte va fi regulate și noi, prin intermediul dumnealui, putem să comunicăm că nu vor fi auziți de factori de decizie. Sau noi se întâmplă și aceste lucruri. Comunicarea, responsabilitatea. Dar cea mai importantă problemă pentru telespectatori să înțelegeți. Domnul Pirche Tapiola a spus că numai cuvintele frumoase, calea europeană, vectorul european, omul nu schimbă atitudinea. El spune că eu nu văd în buzunarul meu, nu văd că nu schimbă atitudinea, nu văd traiul meu. Investițiile capitale, investițiile străine, locurile de muncă care trebuie să fie urmate cu salariile bune, și atunci va fi și un succes în Moldova. Dar investițiile acestea trebuie să fie controlate. Și noi am propus o variantă în Consiliu care va fi creat să fie și reprezentanți sindicatelor. Cum să folosesc banii care vin din Europa. Asta este foarte important. Dar pentru investiții, pentru locurile de muncă, pentru formarea locurilor de muncă, noi suntem calificarea personală, noi suntem cu ambele mâini pentru că poziția Uniunii Europene este corectă și eu o susțin. Este posibil asistența sindicatelor în aceste posibil, comisii? Posibil, mai mult decât atât, domnul Pirche Tapiola a spus un lucru. Moldova este o țară mică. Eu l-am avut o întrevedere timp de 8 ore și cu domnul Șefciuc din Transnistria și eu a spus că și Transnistria se uită pozitiv la unele momente care se schimbă Moldova. În Transnistria au crescut 30% vânzările spre Uniunea Europeană, agenților economici, și dacă va fi bine în Moldova, eu vă asigur că Transnistria n-a să aibă mari probleme privind consolidarea Republicii Moldova. Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a avut recent o întrevedere cu excelența sa, ambasadorul, șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola. Președintele CNSM, Oleg Budza, a comunicat despre activitatea mișcării sindicale din țară, despre rezultatele obținute și provocările existente în vederea asigurării unor condiții de muncă decente pentru salariații din Republica Moldova. Liderul sindical a menționat că CNSM se luptă cu economia informală care depășește 50% din cea oficială. Din acest consider
curent, CNSM insistă pe urgentarea adoptării și implementării noului plan de acțiuni la nivel guvernamental pentru contracararea muncii nedeclarate și a chiterii salariilor în plic. De asemenea, președintele CNSM a subliniat că un factor important în creșterea bunăstării populației este reducerea poverii fiscale și neimpozitarea unui venit minim, ce ar permite fiecărei persoane să-și asigure existența. La rândul său, Pirca Tapiola, șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, a mulțumit conducerii CNSM pentru invitația la această întrevedere și a menționat că tematica, dar și problemele cu care se luptă sindicatele este cunoscută, deoarece tatăl său a activat 50 de ani în acest domeniu. Avem aceeași misiune ca și sindicatele, să facem ca populația Republicii Moldova să trăiască mai bine, iar conducerea acestei țări să creeze condiții bune de trai, pentru ca ulterior statul să se integreze în Uniunea Europeană, a conchis Tapiola. Tot împreună cu șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova ați abordat și problema instituirii tribunalelor muncii în, în Republica Moldova. Ce înseamnă aceste tribunale a muncii? Și foarte scurt vă explic. Recent a fost în luna noiembrie un seminar destul de larg și au participat factori decizii. Ministrul Justiției, domnul Pușcaș, a fost președinte Curții Supreme de Justiție, alt factor decizie, un suedez care au lucrat în domeniul dat mai bine de 20 de ani, expert în domeniul dat. Tribunalele muncii sau, domnul Tapiola spune, că nu numim tribunale, numim arbitrajele muncii. Tribunalul cam este din trecut ceva nu prea bine. Prezintă o instanță specializată care se va ocupa cu litigiile de muncă între salariat și patron. Este o instanță foarte nebirocratizată, operativă, unde nu se dă mită și oamenii, toate problemele care sunt, care ajung pe la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, stărăganează toate problemele acestea prin instanță, hotărăsc foarte rapid. Dar trebuie să fie profesioniști și trebuie să fie educați și primite lege. Și noi sperăm că cu sprijinul OIM-ului, cu sprijinul Consiliului Europei, cu sprijinul colegilor din străinătate, instanța aceasta care este și în Suedia, și în Norvegia, și în Irlanda, va fi implementată și în Republica Moldova. Noi nu cerem peste tot să fie, măcar în trei regiuni, centru, sud și nord. Și omul când va vedea că el s-a adresat și într-o săptămână s-a hotărât problemă care nu se hotărăște, atunci el va crede în instanțele acestea. Și mai mult decât atât, pentru noi cea mai importantă problemă, patronii care noi stimăm, dar până în moment dacă nu se încalcă legea, trebuie să știe un singur lucru. Legea trebuie să fie respectată. Nu e problema principală de pedepsit pe patronul. Legea trebuie să fie respectată. Atunci când se respectă legea, atunci noi tot nu să alergăm cu toate hărțoagele acestea, instanțele și să atacăm problemele acestea. Domnule președinte, noi vă mulțumim că ați acceptat invitația în emisiunea noastră și cu Doamne ajută în noul an. Vă mulțumesc și eu, să ne străduim să fie bine. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile și retrospectiva anului care ne-a părăsit deja. Eu sunt Rodica Vâlcu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la un nou dialog social. Nu uitați că aveți oportunitatea să ne expediați scrisorile și mesajele dumneavoastră la adresa indicată pe ecran. Iar linia fierbinte 0800 820 vă stă mereu la dispoziție. Toate bune! Rămâneți alături de noi!